Acesta este jurnalul călătorului pierdut în timp. Cum trebuia să încep? A, da. Dragă jurnalule, vara este anotimpul în care cele mai multe amintiri ți se întipăresc în minte și în suflet. Amintiri frumoase. Dar oare aceste amintiri îți vor ajunge până vara viitoare sau la un moment dat se vor epuiza? Oare amintirile sunt asemenea frunzelor? Se veștejesc, cad, se fac una cu pământul și trec în neant, nimeni memorându-le existența? Nu. Amintirile sunt mai puternice de atât. Ele ajung să scurgă pe obraj atunci când te cuprinde nostalgia, atunci când prezentul te epuizează și evadezi în amintiri. Pentru asta sunt amintirile, pentru asta ele dăine. Să-ți dea o gură de aer, să te împrospăteze, să-ți aduci aminte că ai trăit momente frumoase cândva, chiar dacă acum nu e totul roz. Să te ajute să te ridici din pat atunci când e greu. Nu e nevoie de vară pentru a aduna amintiri frumoase. E nevoie ca tu să deschizi ochii și să vezi că lumea e un loc frumos. Vara ai timpul să deschizi ochii, știu. Dar unde timp ai nevoie pentru amintiri? Dragoste de frumos, dorință, energie. Lucruri pe care învățatul, munca, ți le fură. Le ia și le consumă, le umbrește. Momentul tău de relaxare, atunci când lași totul baltă și evadezi oriunde vrei tu. Ești să privești cerul, să ții o pisică lipită de față, să-i zâmbești unui copil, să fotografiezi, să citești, să te cațeri într-un copac, să cunoști frumusețea din orice. Astfel creezi amintiri. Pentru că numai e vară nu e un obstacol în a crea amintiri. Poți spune fără tristețea de overi, deoarece nu știi ce experiență îți aduce luna septembrie. Dar acum vine întrebarea, acum viața mea e o goană după amintiri? Nu! Trăind fiecare zi ca și cum ar fi ultima, învățând din greșeli, iertând, ajungem să creăm amintiri involuntar. Viața trebuie trăită pentru a-ți o putea aduce aminte. Viața trebuie trăită în lipsa urii, invidiei, dorinței de a fi mai bun decât celălalt, geloziei, înșelăciunii și multor alte aspecte negative care fac din societatea de azi un loc în care oamenii sunt împreună, dar nu se recunosc în mulțime. Se cunosc, dar sunt înstrăinați. Sunt aproape unul de celălalt, dar la kilometri distanță, pentru că asta se întâmplă când uităm că o viață avem de trăit. Trăiește fiecare clipă fără să regrezi ceva. Ai făcut o greșeală, învață din ea. Iar rămâne acolo pentru ca tu să nu mai recurgi la așa ceva. Rațiunea și inima poartă un război crunt. Nu lăsa rațiunea să-ți estompeze sentimentele, dar nu lăsa sentimentele să te acapareze. Găsește o balanță. Amintirile vor fi mai frumoase atunci când sufletul e în echilibru, când greșelile te vor ajuta să nu mai suferi pentru alegerile pe care le faci, conștientizând înainte de a le face că nu-ți va fi bine. Când vei renunța la unele sentimente pentru că experiența te-a învățat să nu ai încredere în tot ce pare bun și frumos în oameni, pentru că în final te vei trezi din nou singur. Amintirile constituie un jurnal în care tu din trecut te afli față în față cu tu din prezent. Iar tu din prezent ai de făcut alegeri la fiecare pas, alegeri pe care tu din trecut le pui în balanță și alegi ce-i mai bine. Cum ai făcut, cum a decurs, ce ai simțit, sunt memorii care fac din prezent un loc mai bun pentru tine. Mai ești cu mine? Dacă da, haideți să facem un exercițiu de imaginație. Eu sunt Victor, prietenul tău. Îmi place să fotografiez ceea ce mi se pare că merită văzut de cât mai multe persoane. Obiectivul surprinde ceea ce ochii mei văd. Prin urmare, oamenii au plăcerea de a vedea fracțiuni de secundă din viața mea. Sunt pasionat. Care e pasiunea ta? Eu, prietenul tău, te rog să te gândești la ce te face pe tine fericit. La ce te pasionează. Te-ai gândit? Acum vreau să-ți dai un răspuns la întrebarea, tu ce faci cu pasiunea ta? O exteriorizezi? Sau o ții înăuntru sufletului tău, neavând curajul de a arăta lumii forțele tale proprii? Turiști sau te ascunzi în umbră? Umbra ți-o creezi tu, din frică, și tot tu trebuie să o eradichezi, prin lumina care se află în tine, prin pasiunea ta. Eu arăt oamenilor fotografiile mele. Eu stărui în dorință. Eu stărui în pasiune. Tu o faci, tu stărui, turiști, tu sacrifici, timp, relaxare, odihnă. Le sacrifici pentru pasiunea ta. Ai o voce, folosește-o, nu te opri până nu ești mândru. Găsește-ți vocea și când ai găsit-o, umple liniștea. Dacă mai asculți, probabil te întrebi unde au rămas amintirile și ce legătură are pasiunea cu jurnalul meu de călător pierdut în timp. Pasiunea e axul pe care amintirile se înalță până la suflet. Pasiunea e suflet. Cum spuneam înainte, trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Tu ce ai face în ultima ta zi de viață? Dacă pasiunea ta ar fi dansul,
Presupun că ai dat drumul cele mai tari piese legate de care ai întipărite în memorie momente frumoase și muzica ar fi telecomanda care te-ar ghida, pentru că în ultima zi din viața ta ai vrea să te bucuri, nu? Pasiunea este parte din sufletul tău. E vocea ta, fie ea silențioasă sau zgomotoasă. Este trăirea interioară care îți oferă curajul și dorința de a ridica tonul. Pasiunea te face auzit. Viața trebuie trăită pentru a ți-o putea aduce aminte. Pentru aceasta, pasiunea ta trebuie să fie crezul tău. All you have is now. Oare ar trebui să ne dedicăm în totalitate prezentului? Trăiește clipa, dar nu uita de unde ai pornit. Nu uita cine te-a crescut și cine te-a făcut omul care ești. Nu uita de momentele trecute, de oamenii din spatele tău, de sinele de acum ceva timp, care au contribuit la persoana ta de azi. Prezentul trebuie trăit valorificând pasiunile, sentimentele, ideile, dar cu amintirea începutului, cu amintirea parcursului, cu amintirea sacrificiilor pe care le-ai făcut pentru a fi cel de azi. Eu sunt Victor. Trăiesc și am trăit alături de oameni dragi. Am făcut sacrificii, am luptat pentru a mă descoperi și pentru a face din mine un Victor cât mai bun. Apropiindu-ne de finalul acestei pagini de jurnal, propun un alt exercițiu de imaginație. Este vară. În brațele ei, privesc infinitul din ochii săi. Mama. Am copilărit alături de ea, și el, tatăl meu, și o altă ea, sora mea. Treptat am descoperit lucruri despre mine. Îmi place ciocolata, plimbările cu bicicleta sunt o adevărată eliberare pentru mine. Îmi place să privesc apusurile și am realizat că școala e un loc minunat dacă în viitor vrei să reușești. Mereu mi-amintesc de ai mei, mereu o vizitez pe bunica, mereu privesc apusurile, dar de fiecare dată amintirea e mai intensă. Prezentul meu se intensifică. Cu fiecare secundă senzațiile sunt mai tari, pentru că experiențele sunt tot mai multe. Memoriile mele fac prezentul meu mai intens, mai adânc, prin faptul că trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Ieri, îmi urmez pasiunea, evadez când prezentul meu e rost și învăț din tot ce trăiesc. Vezi? Fă toate astea și viața ta va avea un prezent intens, cu amintiri frumoase și vise, dorințe, idealuri pentru viitor. Există o balanță. Poate că poți trăi fără amintiri, dar uneori prezentul e negru și are nevoie de puțină culoare. Poate că trebuie să te focusezi pe prezent, dar amintirile te ajută să faci alegeri mai bune. Prezentul și trecutul fac ca viitorul să fie mai bun sau mai puțin bun. Nu-i așa? Cheia e la tine. Cu drag, un călător care se pierde și se regăsește printre amintiri și clipe, printre vise și dorințe, printre timpuri și cuvinte.